N-aveai nevoie de chibrituri să mă aprinzi. Bun. Cum adică? Avea brichetă. Gen? Stradalogia la Dimineața Blană. Să ne înțelegem că, după cum vezi, eu sunt blond, iar Radu are fața pe care o are. Noi am avut... Păi da, suntem... Că sunteți drăguți. Cei cum suntem. Noi am avut nevoie și de ajutor, ca să înțelegem mai bine piesa asta. Ok. Așa că am rugat-o... Da, am rugat-o pe colega noastră, Gia, să meargă pe stradă și să întrebe oamenii ce înțeleg din piesă, cum interpretează ei piesa. Ascultăm împreună? Da, chiar sunt curioasă. Am aici niște versuri. Ok. Și vreau să mă ajut să le interpretez. Și ce mi-a rămas ca amintire, și ce mai rămas din ce am avut. Te-am scris în tatuajele mele, te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Te-am scris în tatuajele mele, te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Prin faptul că l-a scris în tatuajele ei, reprezintă că l-a permanentizat. Și după spunea, te-am băgat în... Te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Permanentizat? Adică a pătruns destul de adânc. Unde? În suflet. Nu pot interpreta mai mult, sunt la matematică. Te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Ce a vrut să spună? Autorul. Că nu a putut să uite, nu o să uite niciodată. La ce crezi că se referă tatuajele? Și-a făcut un tatuaj cu povestea despre persoana respectivă. Tu ai vreun tatuaj? Nu. Dar ai fi în stare să tatuezi numele cuiva sau ceva legat de cineva? Nu numele, dar o poveste ascunsă, știută doar de mine și de persoana respectivă, posibil. Te-am scris în tatuajele mele, te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Ce crezi că a vrut să spună? Că amintirea va rămâne toată viața ca un tatuaj care rămâne imprimat pe piele toată viața? Yeah. Un tatuaj? Nu. Te face un tatuaj cu persoana iubită? Nu. De ce? Nu știu, de ce? Probabil pentru că nu vreau să rămân cu amintire dacă până la urmă se termină neplăcut. O să vă dau niște versuri și vreau să mă ajut să le interpretez. N-aveai nevoie de chibrituri să mă prinzi, că baby tu știai tot timpul ce să-mi zici. Ce a vrut să spună? Că era frig. Crezi că era frig? Probabil, avea nevoie de tipă să îl încălzească. Sau de chibrituri? Na, tipa, toată ziua. Tipa este cutia de chibrituri? Sau chibritul în sine. N-aveai nevoie de chibrituri să mă aprinzi. Chibritul mai greu te Cum adică? Avea brichetă. Deci, practic, era fetița cu chibriturile. Depinde de genul muzical, te asigur eu că n-are. Ce gen muzical crezi că e? Azi zice manele, însă nu mă duc atât de departe. Așa cum să zic că... Crezi că ar avea în muzica pop acest vers? O melodie generică de dragoste, nimic mai mult de atâta. Nu prea știu dacă intră într-o profunzime anume. Ia uite ce rău e ăsta, mă! Însă nu prea o iau eu din versurile acestea. Vezi că e și sălist? Era și sălist, avea și o voce de aia groasă. Ce crezi că a vrut să spună? Nu știu, presupun că era foarte îndrăgostită de respectivul și ardea flacăra iubirii, nu știu ce să zic, probabil. Baby, tu știi tot timpul ce să-mi zici. Adică îi spunea ceva așa de frumos încât o aprindea foarte mult, presupun, nu știu. Îți fizeți niște versuri și vreau să mă ajut să interpretăm. Același dor, aceeași noapte pusă pe repeat, ești cel mai bun coșmar pe care l-am trăit. Fosta mea relație. De ce spui? Super! Fosta ta relație. Nașpa. Ce era nașpa în ea? Cam tot. O să-mi dai un exemplu de situație? M-am bătat ca un păr și nu ne-am înțeles. Pur și simplu nu ne înțelegem la anumite chestii. Eu vroiam să ies cu prieteni, ea vroia ceva calm, eu vroiam ceva mai alert, un party, ceva distractiv, amuzant, ea vroia ceva chill, un suc. Același dor, aceeași noapte, pusă pe repeat, e cel mai bun coșmar pe care l-am trăit. Asta se poate interpreta în două moduri și unul mai ok și unul mai puțin ok, adică? Mai sexual. Cum? Păi se referă la o noapte și nu vreau să intru în detalii. Și cel mai bun? Cel mai bun că, nu știu, de exemplu, s-a uitat la un film, mi-a plăcut filmul și mi-a rămas imaginea când stăteam în pat sau... E o dragoste în aceea cu năvădăi, probabil, pe care într-un timp începi să te gândești o regret sau nu, nu știu, ceva în genul acesta, adică... Cum adică noaptea să fie pusă pe repeat? Adică deja rutină. Coșmarul crezi că ar însemna rutină? Coșmar, da, o dragoste în aceea forțată și... Da, ce există! Nu, da, e cu o iubire din aceea pe care rămâi într-o relație ca să fie și... O iubire imposibilă. Da. Stradalogia la Dimineața Blană. Foarte interesant. Au fost niște răspunsuri foarte interesante pe acolo. Unele foarte aproape de adevăr. Diverse interpretări. Da, exact. Exact, dar e interesant să auzi părerea oamenilor, știi, să vezi exact cum gândesc, să intri puțin în mintea lor. Stradalogia la Dimineața Blană.